Salutare, bandiților! Și bine ați venit aici la tradiționalul Q&A de vară, unde vă răspundem curiozitățile voastre și normal că Orlando Stradamus aici va ghici din nou ce va pica la bac. Haideți să începem! Dar înainte să începem, nu uitați să dați un like și un subscribe, că... știu că vă place să apăsați pe butoane! Have a good day! Ce părere aveți despre greva profesorilor? Băi, bravo lor! Eu apreciez ce fac. Bă, în sfârșit au avut curajul să pună piciorul în prag și să ceară ce au nevoie. Bine, măi, măcențe, mă, lasă-mă, mă, cu ei, mă, că ei au aproape 5 luni de zile liber pe an, mă, în pula mea, bă, asta e aproape jumătate de an, mă. Și lucrează cam 2-3 ore pe zi, mă, și total cred că au 15-18 ore de muncă pe săptămână. Băi, Inocențiu, bă, noi pentru serialul ăsta lucrăm dublu ca ore decât ei, mă. Așa că lasă-mă, mă, în pace, mă. Mufi, Mufi Popescu, pentru Orlando, ce alege dintre un Ferrari sau o noapte cu Mia Khalifa? Bă, pe Mia, bă, îți dai seama, bă, mașina aia merge câțiva ani, costă o avere să o întreții. Bă, dar o noapte cu Mia, mă, o să o țin minte toată viața, mă. Mai ales că o să pun camere de filmat peste tot. Mia and Orlando sex tape, hai de pula mea, mă. Plesa Robert, de ce nu mai postat atât de des? Am ales să facem clipuri mai lungi, fiindcă ne-ați cerut de multă vreme, dar partea mai nașpa este că durează foarte, foarte mult să le facem așa de lungi. Durează mult să le animăm. Ca să facem un episod de peste 10 minute, durează 2-3 săptămâni și de aceea durează așa de mult. Nici nouă nu ne place să fim așa de absenți și să așa departe de voi. De aceea, din sezonul viitor, o să le facem puțin mai scurte, dar mult, mult mai dese. Măcar o dată pe săptămână. Alex Bodo, mai trăiește vărul lui Orlando? Mă, mă, unde ești, mă? Nu ești aici! Hai, mă, de după canapea, mă! Mă, de când a lovit, e frică de el că o să vină să-l bată, mă. Hai, mă, că știi că tot o iei până la urmă. Sfatul cu să faci Caterinca la agățata lui Orlando a fost extrem de folositor pentru mine în anul 1 de facultate. Inocențiu, tu ce sfaturi ne dai? Hehe, eu v-am spus? Dar nu vă ajută fratele vostru, bă! Eu am alt stil decât Orlando. Eu zic să fiți mai misterioși și să fiți încrezători în voi, indiferent de situație și indiferent de cu cine vorbiți. Lăsați că odată poate să vă povestesc cum agăț eu. Virgil, Orlando, cum reușești să ai așa un succes și atâtea reprize și ocazii în fiecare episod? Mă? Vezi ce a zis cel dinaintea ta? Bă, totul e să nu-ți pese, mamă. Bă, fetelor le place că nu-ți pasă ce faci în jurul lor. Asta-i tot. Cristian Mitrică, ce face tatuajul lui Orlando? Bă, am și uitat, bă, că am tatuajul, bă. Ce pula mea nu mi l-am făcut în față, undeva pe buric sau undeva să-l văd și eu, pula mea. Da, mă, pula mea. Rareș, ce vrea Inocentul să spună portalului? O să aflăm sezonul acesta. Și dacă da, cât mai este până la episodul final? O să vedeți episodul viitor. Sezonul acesta nu mai are foarte multe episoade. La sfârșit de luna iunie sau început de luna iulie va fi finala sezonului, în care se vor rezolva problemele cu Bubi, cu Orlando, cu portalul, cu Țâțe, cu toate. Vince Fabian, Orlando, va trebui să ne povestești cum ai ajuns în asemenea aventuri. De exemplu, concursul de bere din Bangkok, cum ai învățat rusă și cea mai tare, cum te-ai întâlnit cu Andrei Țâțe. Da, îți mega șmechele poveștile și de-abia aștept să vi le povestesc în episoadele viitoare, cel mai probabil în sezonul viitor. Emilia Nicoleta Savu, Orlando, ce mai face sora lui Inocențiu? Te-ai mai întâlnit cu ea? Bineînțeles, fără să știe el. Eu? Nu. No. Bă, lăsați-l, mă, cu sora mea, că nu am mai avut nicio legătură cu ea. Gramu, să ne facă Orlando un freestyle scurt. Aha, sunt Orlando, am valoare, merg la geam să stau la soare. Am rulat și niște cuie și îmi place să iau muie. Nu! Adi, o să se facă pe viitor YouTube Shorts cu doi degeaba? Băi, să zicem sincer, nu știm cum merg shorts-urile pe YouTube. Voi vă uitați de obicei la shorts pe YouTube sau doar pe TikTok? Scrieți-ne în comentarii! Smărândesc cu Cristian. Orlando, care e poziția preferată a surorii lui Inocențiu? Hai, mă, iară, mă, întrebări despre sora mea, mă. Bă, taci! Taci, mă! Taci! Taci din gură că te lovesc dacă spui ceva! Capră! Alexandru Brânzoiu, întrebare pentru Orlando. Cel mai nasol lucru mâncat vreodată? Brânzoiu? Îl cheamă Brânzoiu? Bă, Brânzoiule, cred că păsărica lui Viorica de la parter. E studenta de la țară. Mă, cred că nu s-a spălat niciodată, mă, și mirosea mamucegai, mă. Cristi Man, când Orlando a ieșit... Hai de pula mea cât am de citit. Când Orlando a ieșit din închisoare, s-a întâlnit cu băiatul cu tricoul albastru cu care era în celulă, iar când Orlando i-a zis să se înscrie la facultate și să stea cu ei la cămin, acelui băiat i-a apărut o emblemă pe tricou. Va fi cumva nou coleg de cameră?
O să vedeți? Stan Vlăduț. În primul episod din Orlando la liceu, Lucky era cu voi în mașină, dar în timpul petrecut la cabană și la întoarcere, nu era nicăieri. L-ați uitat acolo? Uite-mă cine a observat! Bravo, frate! Ești primul care a observat! Băi, o să fie episod special despre asta. Bravo, frate! Bogdan, când veți face episoade cu întâmplări din liceu? Că într-un Q&A mai vechi a zis că o să faceți, dar nu ați mai făcut. Am făcut câteva sezonul acesta ca să vedem dacă vă place sau nu și am avut un feedback destul de bun, deci o să mai facem sezonul viitor. Ați folosit vreodată noul generativ AI din Photoshop pentru crearea unui fundal din clipurile voastre? Măi, încă nu am folosit Photoshop Beta, nu prea am avut timp, dar o să-l instalăm vara asta. Dar am folosit în episodul trecut prima imagine AI generated, acest cadru a fost făcut cu ajutorul AI, dar ne-am dat seama că pentru ceea ce facem noi, parcă nu prea se potrivește. Alex Bulboacă. Inocențiu, dacă Orlando s-a culcat cu sora ta, de ce nu te culci și tu cu vărul său? Da, bă, zi! De ce nu te culci cu vărul meu? Ia zi! Lasă-mă că știu eu că ai o verișoară la liceu. Bă! Bă! Roman Răzvan. Care vi se pare cel mai reușit episod din sezonul acesta? Mă, probabil cel cu discuția mea cu Inocențiu, acela a ajuns pe locul 2 în trending. Da, cred că ăla. De ce v-au șters cei de la YouTube episodul cu împăcări și despărțiri? Mă, nu ni l-au șters, ci l-au blocat în toate țările. Bă, da prostești, mă, da, e ca și cum l-au șters. Mă, nu l-au șters, mă, l-au blocat, mă. Mă, l-au blocat pentru că Celine Dion ne-a făcut un copyright strike că am folosit piesa ei la final. Chiar dacă era doar un cover după piesa ei, dar nici aia nu i-a plăcut la doamna Dion. Pula mea, poate nu mai are bani, mă. Și da, de-aia a fost blocat clipul, dar am șters melodia din clip și am pus altă piesă și acum se poate vedea episodul. Dacă vreți să-l vedeți cum era înainte, îl puteți vedea pe Facebook pe pagina noastră. Isaac Iulian. Ce mașină ați avut după ce ați luat permisul? Mă, eu am avut un Fiat din ăla mic, verde. Da, încă-l țin minte. Bă, eu am avut un Volkswagen Polo. Încă îl am. Da, să țin fus, mă, că am rămas blocat pe munte cu el, mă. Skyliner. Care este mașina voastră preferată? Mă, sincer, eu acum îmi doresc o Tesla. Du-te, mă, cu Tesla ta de aici, mă, că zici că parcă ești însurat, mă. Bă, eu prefer un Ford Mustang, mă, sau un Mercedes S-Class, mă, sau un Chevrolet Corvette, mă. Mă, dacă te vede o tipă cu una din astea, deja vârful de la puță e ca și înăuntru, mă. Ganja, o să faceți și voi câva niște animații de tip 18+. Da, bă, Inocențiu, mă, hai să facem un OnlyFans, bă. Mă. Hai, mă, Inocențiu, mă. Gata, mă, taci odată, mă. Hai, mă, cam atâtea filmări cu sora ta, mă. Până la urmă, Orlando are de 25 de centimetri? Da, o pulă, mă, 20, mă. Gaiu Albert. Orlando, pentru 20 de lei, îl lași pe Inocențiu să te scuipe în cur? Să ce? Să ce? What the fuck, man? Mă, ce ai? Stai, mă, Inocențiu, mă, stai! Ce? Mă, tu nu vezi cum îl cheamă? Cum? Gaiu? Gabriel Mihailă. Ce s-a întâmplat cu gelul după ce l-a dezvirginat pe prepuț? Bă, nu știu ce-a făcut gelul, dar prepuț și-a făcut multe teste de sifilis și hepatită. Și ajungem la tradiționala întrebare. Ce pică la bac? Ce se va da la bac? Orlandometru, fie slava ta, zine ce pică la bac, prea mărite și prea mărite zeu. Hai, mă, Orlando, mă, concentrează-te, mă, că anul trecut ai făcut-o de oaie. Hai! Gata! Stai, mă, că acum mă concentrez. Hai! Psh! Hai! Taci, mă! Anul acesta va cădea la bac. Literatura română. Eminescu, Bacovia sau Roman Interbelic? Tot 50 de lei gramul. 65 în pula mea, mă. Banditilor, mulțumim că ne-ați urmărit. Ne vedem săptămâna viitoare cu următorul episod. Pentru voi cei care dați mâine bacul la română, multă, multă baftă. Măi, nu am nevoie de baftă, mă, că știu deja ce va pica.